De asemenea, potrivit CESP, activitățile organizate în aer liber se vor desfășura în spațiul destinat cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică și prescripțiilor sanitare, cu păstrarea distanței fizice de minim un metru, purtarea obligatorie a măștii. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul. Potrivit documentului, întrunirile, adunările, conferințele, ședințele și alte activități similare se pot desfășura cu prezență fizică în strictă conformitate cu regulile sanitare și prescripțiile epidemiologice în vigoare. Portul măștii de protecție, păstrarea distanței fizice de minim un metru, aerisirea și igienizarea cu regularitatea spațiilor, cu utilizarea dezinfectanților pentru mâini. Totodată, CESP reiterează faptul că pe teritoriul municipiului Chișinău este în continuare obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public și la stațiile de așteptare, cu respectarea distanței fizice de minim un metru, a regulilor de sănătate publică și prescripțiilor sanitare.